Slavă Domnului! Dumnezeu să primească închinarea noastră și să ne binecuvinteze. Dragii mei, urmează să citim un cuvânt din Scriptură, un pasaj, și anume Luca, capitolul 15. Este un pasaj puțin mai lung, dar ne face bine să citim din Biblie. Luca 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau, care femeie, dacă are 10 lei din argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îi găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis, un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul dintre locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiul i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Laudă Domnului! Reocupați-vă locurile, frați și surori! Suntem înaintea Domnului și înainte să rostesc predica, aș vrea să vă mulțumesc pentru rugăciunile pe care le faceți pentru Carmen. Ea joi a avut o operație la picior, i-au schimbat genunchiul. Datorită unor complicații, mai este încă în spital. Domnul să aibă milă și să-i dea sănătate. După ce vom ajunge la încheierea serviciului divin, așa cum procedăm de obicei când cineva dintre noi pleacă în misiune, o să facem o colectă pentru misiunea pe care fratele Petru Cladovan și Dinu Rodilă o vor face mergând în Argentina.
Ne rugăm Domnului să fim generoși, știind bine că tot ce facem pentru Dumnezeu rămâne, iar lucrul acesta trebuie făcut. Este o mireasmă pe care noi, ca Biserica Domnului, o răspândim prin cei care ne reprezintă și merg într-un loc sau altul, pentru un fel sau altul de misiune, crezând că Dumnezeu ne-a chemat să facem lucrul acesta, să ridicăm, să îmbărbătăm, să ajutăm, să zidim și să îi chemăm pe oameni la pocăință. Domnul să fie lăudat! Faptul că în comunitatea noastră, în biserica noastră, sunt tot felul de evenimente, în speță binecuvântarea și căsătoria, ne expun la foarte multă învățătură legată de creșterea copiilor și legată de relația de familie, de soți. Lucrul acesta este extraordinar de bun, pentru că el se transformă într-o metodă a lui Dumnezeu de a îmbunătăți calitatea vieții noastre de familie, părinți sau soți. Am avut deja o predică în care fratele Petru a pus în evidență, folosind exemplul recabiților, faptul că oamenii aceia aveau principii clare și le-au păstrat, indiferent de circumstanță. Una dintre marile probleme este faptul că uneori avem principii clare, dar ne este rușine să le aplicăm în public. Și lucrul acesta înseamnă că principiile nu sunt clare. Predica pe care am pregătit-o este, sau se numește, ce să faci cu un copil ca să-și vină în fire. Pilda aceasta pe care eu am citit-o și din care s-a predicat mult este unul dintre pasajele din Scriptură din care s-a predicat de-a lungul istoriei predicării foarte, foarte mult. Am ales pentru că este foarte cunoscută. Vorbește despre o criză și despre restaurare și întotdeauna pasajele care se termină cu restaurarea sunt mai încurajatoare decât cele care se termină cu criza. Atunci când folosim pilda aceasta ca să predicăm, să ținem o predică de binecuvântare de copii și nu de evangelizare, faptul cum s-a comportat tatăl copiilor ridică foarte multe semne de întrebare. Pare foarte tolerant, aproape indiferent, pare foarte permisiv, aproape iresponsabil. Dar dacă vom ține cont de scopul pe care Hristos Domnul l-a avut când a spus pilda, dintr-o dată totul va intra într-un echilibru desăvârșit. Care a fost scopul Mântuitorului? Nu uitați că asta nu este o întâmplare reală, este o întâmplare imaginară. Domnul spune, imaginează-ți că se întâmplă așa și așa și așa și așa și construiește un scenariu, o întâmplare. Așa este aceasta, e o pildă, e o parabolă. Domnul o spune pentru că vrea să le transmită ascultătorilor un mesaj, dar nu le-a spus, bă, pe voi sunteți așa, 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 așa. Dar creează o întâmplare imaginară și le spune celor din întâmplarea imaginară, sunteți așa, 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 așa. Dar indirect se referea la ei. Uitați-vă care a fost scopul Domnului. Vameșii și păcătoșii s-au apropiat de Iisus, iar fariseii și cărturarii s-au supărat pe ei. Ce caută ăștia aici? Superioritate, dispreț, invidie și așa mai departe. Domnul Iisus, privind la lupta dintre aceste două categorii de oameni, cei de sus, cărturarii și fariseii care conduceau societatea, cei de jos, vameșii și păcătoșii care erau nimeni în drum, păcătuiau pe față, n-aveau demnitate, n-aveau reputație, n-aveau scrupule, erau oamenii cu care nu vrei să îți faci de lucru. Și acum Domnul se uită la lupta dintre ei, la superioritatea fariseilor și la frustrarea vameșilor și păcătoșilor. Și le spune pilda aceasta. E o pildă cu trei pilde. Dar sigur că eu o să folosesc pe cea care are oameni și fii, copii. Și o să o aplicăm ca o învățătură pentru familie. Pilda aceasta este un mare juvaier al pildelor, este de-a dreptul extraordinară. Și o să încep spunând faptul că ne este greu să-l înțelegem pe tatăl pentru decizia care a luat-o,
printr-o simplă cerere a fiului mai mic, care solicita dreptul de moștenire, deși tatăl era în viață, tatăl, fără să zică absolut nimic, ia toată averea, o împarte în două, jumătate-i dă celui ce a cerut și jumătate-i dă celui ce n-a cerut. Extrem de permisiv. O bunătate dincolo de bunătate. Foarte probabil că neștii nimic, acum tratăm pilda ca pe o întâmplare reală, neștii nimic despre cei doi tineri, care eu mă gândesc că aveau vârsta între 20 și 30 de ani. Poate fi, poate un pic mai puțin, dar nu cred, însă poate că un pic mai mult. În sfârșit, e doar o presupunere. Biblia, dacă, când Biblia nu spune, noi nu știm. Putem să spunem, părerea mea este că noi nu știm cum s-au comportat copiii aceștia de când s-au născut până la vârsta aceea. Nu știm ce probleme a avut tatăl cu ei. Nu știm ce specific aveau ei temperamental și de caracter. Nu știm ce experiențe a avut tatăl cu ei, ce probleme a avut. Tocmai de aceea, el acum, în urma la toate aceste experiențe pe care noi nu le știm, el ia o decizie care este greu de înțeles. Dacă ar fi fost cu noi în biserică familia asta, n-ar mai fi fost greu de înțeles decizia tatălui, pentru că știind ce nu știm, adică ce s-a întâmplat înainte de treaba asta, atunci am fi spus, tatăl a luat o decizie bună. A făcut toate celelalte, a folosit toate celelalte metode până acum, dar nimic n-a lucrat. Acum a fost împins să aleagă o metodă limită. Ideea mea este să pun în evidență câteva idei care țin de viață, țin de a fi tată și mamă, țin de a fi soț și soție, țin de a fi un om înconjurat de oameni în casa ta. Aș mai face o afirmație. Experiențele acestea de familie sunt cele mai profunde. Ele generează cea mai multă fericire, satisfacție și cea mai multă amărăciune și suferință. Noi suferim și în afara familiei, dar în afara familiei suferința nu pătrunde atât de profund în sufletul omului, pentru că omul nu se expune. Știți cum se expune omul? Prin iubire. Când omul iubește, se expune. Se face foarte vulnerabil. Femeile sunt mult mai vulnerabile decât bărbații. De aceea ele iubesc mult mai mult. De aceea Biblia nu le spune lor să iubească, pentru că această chestiune e deja prezentă. E, atunci când iubești foarte mult, când ani de zile investești în soț, soție, părinți, copii, și apare o dezamăgire, de aceea suferința e atât de mare, pentru că e în urma unui sacrificiu, de fapt, a unui proces de sacrificiu pe care l-ai făcut pentru cei dragi. În afara familiei, sacrificiul nostru e relativ mic. Ne sacrificăm pentru cineva la nivel de moment, de eveniment, dar în familie totul este mare, este profund. Revin. Prima idee pe care vreau să o pun în evidență este faptul că tinerii au o tendință nesătulă de independență. Vreau să vorbesc despre tendința tinerilor de a fi independenți. Toți tinerii doresc să fie independenți. Este normal să dorească să fie independenți. Imaginați-vă că mergem cu toții să vedem cascada Niagara. Imaginați-vă că n-am fi văzut-o niciunul dintre noi până acum. Acolo în zonă sunt multe hoteluri. Am ajuns seara, n-am mers la cascadă, am mers în cameră, am mâncat și ne-am culcat. Cu ce gând ne trezim? Să vedem cascada Niagara. Suntem entuziasmați, de-abia așteptăm să o vedem, numai asta avem în cap. De ce ne-am dus pentru asta, e foarte aproape de noi și în câteva minute o să o vedem. Ei, așa sunt copiii. Apar pe scena vieții, totul este restricționat în copilăria lor. Aia nu, bă. Se fac mai mari, devin tineri din copii, restricțiile se mai împuținează, dar cele care rămân se fac foarte puternice, până la conflicte serioase. Dar în perioada aceasta ei devin adulți și dorința, curiozitatea lor se coace și devine extrem de profundă.
Nu mai sunt copii ca să îi înfrici, să îi intimidezi, să îi sperii și încep să se lupte fiecare pe limba lui cu părinții pentru a-și cere drepturile într-un fel sau altul. Avem în față două categorii de copii. De fapt, doi copii care reprezintă două categorii de oameni. Însă nu uitați, nu uitați pentru cine spune Domnul pilda. Nu uitați, dacă veți uita, nu o să aibă niciun rost predica mea. Nu uitați, nu uitați cărturarii și farisei, vameșii și păcătoși, pentru că fiecare copil se identifică cu una dintre cele două categorii. Observați că fiecare își manifestă independența și vrea să se bucure de viața de adult, vrea să-și satisfacă curiozitatea, gustând din experiențele, bucuriile, poate chiar plăcerile vieții, patimile vieții, într-o manieră specifică. Priviți-l pe fiul cel mare, introvertit, ascuns în el. Priviți-l pe fiul cel mic, extrovertit. Fiul cel mare, introvertit, tăcut, deși nemulțumit la maxim. Nu spune ce vrea, dar se supără că nu primește. Asta este o problemă a introvertiților. Ei cred că dacă ei știu ce vor, toată lumea știe. Marea problemă apare în familie, unde trebuie să spui ce vrei, că altfel de unde să știe bietul sau biata? Dacă domnul nu-ți descoperă și dacă tovarășul nu-ți zice, te uiți la el și nu știi ce-l doare. Priviți-l pe cel tânăr, pe cel mic, extrovertit, pasionat, spune verde în față, are tupeu mai mult decât este necesar și observați cine primește. El primește primul, dar din întâmplare primește și cel ce n-a cerut. Se pare că nu-i rău să ai un frate extrovertit dacă tu ești introvertit. Că atunci când el cere, ceri și tu prin cererea lui. Ce am vrut să spun este că tot este normal pentru copii și tineri să dorească independența. Ei se uită la tata ce independent este. Pleacă când vrea, se întoarce când vrea. El nu poate să plece când vrea și să se întoarcă când vrea, pentru că tata e șeful lui. Și mama, evident. El se uită la tata și mama, ei nu spun nimănui când pleacă, nu-și cer voie, nu zice la 11 trebuie să mă întorc sau la 10 jumate. Tata se întoarce când vrea el. Și copilul stă, se uită la el, bă, ăsta iar pleacă, iar vine, iar pleacă, iar vine. Ce fain e de tata, mă, omule. Are mașină, are telefon, are bani și mai e și stăpânul meu. Bă, ce bine e de tata. Iar el, săracul, ținut ca într-o menghină. Nu poate să facă nimic, bă, fii atent că o încurci. Dacă pleacă, îi pune timp, te întorci, că altfel nu mai pleci altă dată. Și copilul, nu mai imaginați-vă, intrați în scenariul ăsta să vezi ce rol complicat are copilul. Mai mult de atât, nu înțelege de ce tata e liber și el nu. De ce numai tata are bani și la el nu prea mai rămân, nu prea mai ajung banii. Dacă cere ceva, spune, lasă-mă în pace. Nu ai nevoie de treaba asta. Tata are nevoie și are bani pentru nevoile lui. Pentru el nu mai sunt bani și nevoile lui pot fi neglijate. Nu-i de mirare că ei acumulează o dorință pe care atunci când au posibilitatea să o manifeste, își dau un petec. De ce? Pentru că e prea mare. Și când bunica zicea cășună, adică tăbară la Erihon și fac Erihonul praf, închid ochii și dau unde nimeresc. Dorința tinerilor de independență, curiozitatea lor de a gusta, trecând dincolo de restricțiile obositoare ale copilăriei, fac din ei niște candidați la eșec. De ce? Pentru că nu mai gândesc, nu-și mai fac planuri, nu se consultă cu cine a mai vizitat de vreo 2-3 ori Niagara. Când am fost cu un grup din biserică în Israel și în Egipt, am ajuns seara târziu în zona muntelui Sinai, ne-am cazat într-un fel de locuință imposibil de explicat și la ora 12 noaptea ne-am trezit că la ora 1 trebuia să urcăm pe munte. Pentru că am făcut asta pentru prima oară, nu am știut ce înseamnă să fii acolo și să urci pe munte. Urcând, ne-am dat seama că oamenii ăia care stau acolo și ne servesc, ei profită de fiecare om care vine acolo, că de două ori nu știu dacă merge cineva, de aceea toți sunt victime, pentru că toți sunt pentru prima oară acolo. Și ce se întâmpla?
Pe munte e un frig de nu mai poți. Dar tu nu ai de unde să știi că e frig, așa că te îmbraci lejer. Și pe drum ei îți oferă pătură, dar foarte scumpă și nespălată niciodată. Apoi, sunt tot felul de cămile pe care oamenii urcă ca să nu meargă pe jos. Și bărbații, cum am fost eu, mă uitam așa un pic disprețuitor și ziceam, eu să mă urc pe cămilă, eu mă duc pe jos, cum să mă urc eu pe cămilă? Numai că n-ai de unde să știi cât e până sus. Nu ai de unde să știi cât durează, nu ai de unde să știi că din loc în loc este un fel de restaurant, adică un cort extrem, extrem, extrem de primitiv și totul acolo este cam nespălat. Și bei cafea cu lapte de cămilă și cănile și toate alea sunt așa ca pe muntele Sinai. Și zici, mă, dar nu mi-am luat o sticlă cu apă cu mine, nu mi-am luat o pătură, nu mi-am luat un hanorac, nu mi-am luat o căciulă. Te duci, pur și simplu, ei profită de faptul că te-ai dus pentru prima oară și te transformă într-o victimă, jupuindu-te cât de tare pot. Ei, cam așa se întâmplă cu copiii ăștia. N-au experiență, dar se urcă pe munte și n-au pătură, n-au nimic. Așa că merg din eșec în eșec. Și eșecul acesta, uitați-vă că este diferit între fiul mai mare și fiul mai mic. Ce eșec a avut fiul mare? A avut și el eșec, sigur, dar nu a fost așa de vizibil ca la fiul cel mic. De ce? Pentru că ăsta fiind extrovertit, îndrăzneț, tupeist, ăsta tot ce a făcut s-a văzut. Pentru că așa e el, întors pe dos. Fiul cel mare, el e foarte ascuns, nu știi nimic de el. Numai că la sfârșit și-a dat în petec și și-a arătat adevărata față. A doua idee pe care vreau să o pun în față. Curiozitatea, pofta și ispita îi vor împinge să păcătuiască și să se implice în experiențe foarte păcătoase. Păcatele fiecărei generații sunt specifice culturii în care trăiesc. Noi nu am avut internet, și în consecință am fost feriți de tot ceea ce astăzi se numește, încerc să evit cuvântul pornografie, dar nu știu cum să-l evit și spun ce vreau să spun. Noi nu am avut problema asta. Și pentru că n-am avut problema asta, am fost scutiți de foarte multe consecințe ale acestei probleme. Totul în viață este ciclic. Faci ceva pentru că înainte de asta ai făcut altceva care te obligă să-l faci pe ceva. Și când faci ceva pentru că înainte ai făcut altceva, urmează să mai faci altceva ca o consecință la ceva. Și tot așa, tot ce faci are legătură cu ce ai făcut ieri. Tot ce faci are legătură cu ce ai făcut ieri. Dacă ieri nu făceai ce ai făcut, astăzi n-ai fi făcut ce faci. Generația aceasta va excela într-o manieră specifică culturală și va avea falimente specifice, culturale. Noi nu ne-am confruntat cu ispitele cu care se confruntă ei. De aceea, ei trăiesc o viață extrem de zbuciumată. Lumea noastră a fost în afară. Noi am fost niște oameni ai relațiilor. Noi cunoșteam pe toată lumea, toată lumea ne cunoștea pe noi. Oamenii vorbeau unul cu altul aproape exagerat. Aproape că nu puteai să ai niciun secret, că de la tata până la străbunica toată lumea te descosea de... trebuia să mai inventezi, că adevărul nu era suficient. Ei, acum oamenii sunt ascunși, închiși în propria mașină, în propriul dormitor, în propriul telefon, în propriul computer. Nimeni nu știe de el, are o lume care nu se vede, e invizibilă, numai pe ecranul lui se vede, iar pe ecranul lui nu se mai uită nimeni. Chestia asta, specificul acesta cultural, te protejează să te uiți la ce vrei, inclusiv la lucruri murdare, pentru că ceilalți nu au posibilitatea să te vadă. Dacă în generația noastră plecai cu o fată și ieșeai din sat, toată lumea știa că ai ieșit cu o fată din sat. De ce? Pentru că era real. Acum intri pe internet și poți să ieși cu cine vrei și să te duci unde vrei și să vizitezi orice prăvălie vrei. Că nu știe nimeni, numai între tine și computerul tău. Iar computerul nu te trădează decât numai dacă e cineva mai deștept decât el să se bage înăuntru și să vadă. Această curiozitate, ispita și pofta sunt cele trei elemente care îi împing pe tineri
să facă ceea ce fac. Curiozitatea este normală. Ispita este și ea normală, iar pofta și ea este normală. Deși normalitățile acestea sunt negative, dar sunt normale în sensul că sunt comune. Când ajungi adult, nu poți să nu încerci lucrul ăsta. Îți trece prin minte, ispita vine la toți. Că unii îi spun bună ziua, bine ai venit, și alții îi spun pleacă de aici să nu te mai văd, asta este o cu totul altă problemă. A treia idee pe care vreau să o spun. Atitudinea tolerantă a tatălui lor, așa cum spuneam mai devreme, rămâne greu de înțeles. De ce tatăl n-a continuat să-l restricționeze pe băiat? Probabil că l-a restricționat toată copilăria. Ăsta a fost un gură mare. Ăsta a fost un băiat îndrăzneț, tupeist, neobosit. A avut o personalitate foarte puternică. Ăsta atât de tare s-o fi ținut de părinții lui, încât a ajuns un fel de baubau pentru părinții lui. Și observați că tatăl nu se mai luptă cu el și nu-l mai restricționează. Cere banii, îi dă banii. Dar nu numai că îi dă banii, cealaltă jumătate o dă lui fratiso. A făcut tatăl acesta bine? Care dintre dumneavoastră aveți intenția, începând de astăzi, să vă comportați cum s-a comportat tatăl acesta? Nici nu vă sugerez să vă comportați așa, decât numai dacă vă imaginați ce a făcut înainte și vă aduceți aminte care este scopul. Vă întreb, Domnul Dumnezeu, cum s-a purtat față de vameși și de păcătoși? Dar față de cărturari și față de farisei, o să vedeți că la fel se poartă față de băiatul mai mare și față de băiatul mai mic. Pentru că, de fapt, băiatul mai mare și băiatul mai mic sunt niște reprezentanți imaginari ai acestor două categorii de oameni, religioși și nereligioși, păcătoși pe față, care existau în Israel, iar primii aveau o atitudine de superioritate și de dispreț față de categoria a doua, iar cea de-a doua îi invidia și îi ura pentru oportunitățile lor și pentru atitudinea lor măreață și nedreaptă. Fiecare avea păcate specifice. Ăla de sus disprețuiește, ăla de jos invidiază. Astea sunt reguli universale ale vieții. Tendința e acolo, că cineva dă curs sau nu, e o problemă de caracter. A patra idee, gestionarea independenței și a oportunităților. Aici ajungem într-o zonă în care putem vorbi până la venirea Domnului. Gestionarea independenței și a oportunităților. Este bine să fii copil, pentru că atunci când ești copil, tatăl și mama gestionează viața ta. Hei, scoală-te odată! Nu te scol când vrei tu! Hei, vino la masă! Nu mănânci când vrei tu! Nu te îmbrăca cu asta, îmbracă-te cu cealaltă. Nu te îmbraci cum vrei tu. N-ai ce să gestionezi. Trebuie numai să stai și mama spune: fă așa, fă așa, fă așa, fă așa. Viața unui copil și a unui tânăr, mai mult sau mai puțin, e gestionată de părinți. Numai că atunci când iese de sub autoritatea lui tati și a lui mami, mai mult sau mai puțin, el începe singur să-și gestioneze viața. Gestionarea independenței și a oportunităților, deși oferă foarte multă satisfacție, este o mare povară. Pe unde merg, inclusiv în biserică, dacă mă întâlnesc cu un băiat sau o fată care au trecut de 12-14 ani, îi chem și le spun următorul lucru. Când erați mici, orice prostie făceați, toată lumea spunea așa: e doar un copil, mă, ce să facem, e copil. Acum nu mai sunteți copii, v-ați făcut măricei și nimeni nu o să vă mai ofere circumstanțe atenuante pentru că sunteți copii și toată lumea o să vă facă responsabil de ce ați făcut. De aceea aveți grijă ce faceți, că nu mai scăpați, e copil, că nu mai sunteți copii. E, tinerii aceștia, tânărul acesta care e reprezentantul categoriei de care vorbeam puțin mai devreme, el nu știe să-și gestioneze nici independența și nici oportunitatea. Pleacă cu o jumătate de avere și o cheltuie cât poate de repede. Toată lumea era prieten și prietenă, nopți pierdute, băieți și fete, păcate
inimaginabile și toate se făceau pe banii lui tata, care i-a dat, viu fiind, ca moștenire. Băiatul ăsta putea să-și facă un business, dar de business i-a ardea lui. Nu. Lui îi frigeau pantofii. Să ajungă într-un loc unde nu mai e tata, să scape de gura lui tata, dar cu banii, să nu scape de banii lui tata, numai de tata să scape. Asta e ciudățenia. Pe tata nu-l vrem, dar banii lui tata îi vrem. Nu vrem autoritatea lui tata sau a părinților, să nu excludem pe mama, dar vrem oportunitățile părinților. Și băiatul ăsta a plecat îndrăzneț, nevoie mare cum era, și a făcut toți banii praf. Tatăl a anticipat ce se va întâmpla și a acceptat să plătească prețul, adică o jumătate de avere să o piardă doar pentru simplu motiv, să îl expună pe băiatul lui. A încercat probabil cu bătaia, mă gândesc că în vremea aia era la fel de obișnuită ca în generația când eu am fost tată, adică mai bine zis când au fost copiii mei mici. A încercat toate metodele posibile și a ajuns la una dintre ultimile metode pe care un tată le poate avea, expunerea. Numai că a înțeles că jumătate din avere se va duce dacă le expune și a acceptat. I-a dat jumătatea de avere și i-a spus, du-te și expune-te, că asta pur și simplu te va face să-ți vii în fire. Și băiatul s-a dus. De ce anume s-a convins el acolo fiind? S-a convins că tata a avut dreptate. S-a convins că dacă ai bani, nu ești neapărat fericit și nu ești sigur că vei mai avea și mâine, deși dacă nu-i cheltui, poți să-i ai până la venirea Domnului. S-a convins că prietenii nu există, că cei pe care el i-a numit prieteni erau doar niște tocători de bani. S-a convins că străinii rămân străini, iar tata rămâne tată. S-a convins că nu e în stare să-și gestioneze singur viața. A plecat cu o basculantă de bani și nu mai avea ce să mănânce. Se uita la porci și îi invidia că ăștia aveau măcar niște roșcove să mănânce. El nici atât. Și în final și-a venit în fire. Cum să faci un copil să-ți vină în fire? Dacă ai epuizat toate metodele, expune-l. Asta este ideea centrală a exemplului de parenting de aici, din Luca capitolul 15. Tatăl și-a expus copilul. Du-te. Du-te ca să vezi și tu ce o să faci cu banii ăștia și cum o să rămâi fără ei. Să simți gustul amar al trădării cu care ți-ai cheltuit așa de mulți bani cu niște străini. Să te gândești la mine cu cât sacrificiu am cheltuit banii ăștia și tu ai dat cu piciorul în ei. Toate astea le vei conștientiza după ce vei trece prin criză. Și acum încercați să mă ascultați, stimați părinți, fără criză nu există schimbare. Procesul educației lucrează lent, dar dacă vreți să aibă loc o revoluție, nu un proces lent de 20 de ani, înscenați o criză sau profitați de cea care a apărut ca un avion care a căzut. Crizele întotdeauna îi expun pe oameni să se schimbe. Adevăratele schimbări se fac în momente de criză. Cele mai bune schimbări pe care noi le facem în viață sunt în momentele de criză pentru care am cârtit și am fost nemulțumitori. Ni s-a părut că nu merită în criza, însă criza aceea s-a transformat într-o binecuvântare în viața noastră. Criza prin care trece băiatul ăsta este sponsorizată cu jumătate de avere de la taică-so, însă îi deschide ochii. Sau, expresia Scripturii a lui Cornilescu, își vine în fire. Ce face un om când își vine în fire? 1. Se întoarce acasă. Oameni dragi, dacă vreți, acceptați ce vă spun, adevărata iubire este acasă. Banii se economisesc acasă. Mâncare mai mult decât roșcove veți găsi acasă. Persoanele care vă respectă și vă iubesc sunt acasă. Acolo ar trebui să vă petreceți viața. Acolo ar trebui să faceți adevăratele investiții. N-are nicio importanță cum sunteți tratați. Important este cum vă comportați. Pentru că cum ești tratat nu poți controla. Cum te comporți, poți controla.
Tatăl nu l-a putut controla și l-a lăsat să se ducă ca să-l strivească viața. Să-l lovească până își va veni în fire. Și a avut dreptate, s-a întâmplat lucrul ăsta. L-a costat singurătatea. Poate că s-a și gândit, mă, poate l-omoară cineva, are bani mulți, o să se bage cu femei, cu bărbați, poate să-l omoare cineva, dar și-a asumat riscul. Mai bine a riscat puțin decât de tot. Și în sfârșit, băiatul s-a întors. Tatăl era în drum, acolo unde a fost de când a plecat băiatul. Însă când se întoarce și se bucură cu un ochi, începe să plângă cu celălalt. Pentru că băiatul cu minte de acasă, acum a intrat el. Piesa de teatru are două părți. Prima parte e cu exuberantul de băiat extrovertit care pleacă. Și când tatăl n-a mai plâns cu unul dintre ochi, a rămas celălalt să plângă, pentru că băiatul cu minte de acasă, de fapt, și-a deschis gura și a spus niște povești de groază și a zis, eu sunt un rob la tine în casă, dacă te interesează. Eu așa mă simt. Cum se simte sclavul ăsta de la tine, așa mă simt eu. Tu nu ești tatăl meu, tu ești stăpânul meu. Fratele meu nu-i fratele meu, e ăla care a avut oportunități, eu nu. Bă, băiatule, dar ți-am dat și ție jumătate de avere. Cine te-a oprit să pleci? Eu muncesc aici ca un sclav. Nici măcar nu sunt la nivelul de angajat, că pe angajații îi plătești, pe mine nu mă plătești. Mi-a trecut prin minte să iau un miel, mi-a fost rușine să-l cer, iar tu neștii nici nu mi l-ai dat. Dar te fac responsabil. Cine ar vrea să aibă pe ăștia doi copii? Ca pe singurii doi copii. Toți copiii sunt ca ăștia. Manifestându-se într-un fel sau altul în funcție de factori de circumstanță. A trecut timpul, frați și surori, poate sună puțin mai filozofic felul în care am spus câte ceva în dimineața asta, dar am vrut să spun următorul lucru. Când suntem tineri, ne facem în mintea noastră un scenariu, un plan, care este ideal. Și trecând prin viață, ne dăm seama că acest ideal nu s-a împlinit în viața nimănui și nu se va împlini nici în viața noastră. Suntem surprinși de accidente, de boli, de tot felul de nenorociri, de necazuri, de conflicte, de decizii greșite pe care cei din familia noastră le au și noi trebuie să avem stomac tare, cocoașă tare și să răbdăm toate aceste lucruri. Pentru că cei din jur nu sunt ca noi, nu văd viața prin ochii noștri, o văd prin ochii lor, nu văd viața prin emoțiile noastre, ci prin emoțiile lor, nu percep viața prin simțurile noastre, ci prin simțurile lor, ei sunt alți oameni, ei au trecut prin viață și s-a zămislit niște scopuri pe care probabil noi nu le-am avut niciodată. Așa se face că dacă ești un tată, trebuie să-ți propui să fii un tată bun, indiferent cum îți va fi copilul. Dacă ești un soț, trebuie să-ți propui să fii un soț excelent, indiferent cum îți va fi soția și copiii. Dacă ești o soție, trebuie să-ți propui să fii o soție extraordinară, indiferent cum va fi soțul și copiii, pentru că singura persoană pe care o poți controla ești tu însuți sau însăți. Lucrul ăsta este dureros. Pentru că atunci când intri într-o casă, nu mai poți să mai ieși. Și indiferent cum miroase acolo, va trebui să suporți mirosul ăla. Pentru că nu mai este unul să faci ce vrei, ci sunt doi. El are o jumătate din viața ta sau ea are o jumătate din viața ta și tu ai o jumătate din viața lui. Când apar copiii, lucrurile se complică și mai tare. Un singur lucru ne poate salva. Înțelepciunea, așteptarea, speranța și expunerea. Expune-l pe copil dacă nu mai ai altă metodă. Expune-l pe soț, pe soție, dacă nu mai ai altă metodă. Este important să vă asumați un pic de durere, poate chiar de rușine, decât să se ajungă în iad. Observați că tatăl până la urmă s-a bucurat, dar în urma la ce? În urma la o basculantă de bani cheltuiți și la o așteptare care probabil a durat luni, poate chiar ani. Nu uitați de scop. Hristos vorbește despre două categorii de oameni în Israel. Asta, tot ce am spus, erau problemele lor, dar ele sunt puse în scenă de doi reprezentanți, un fiu mai mare și un fiu mai mic. Gianni Michel și noi toți care suntem părinți sau bunici, lucrurile de familie sunt delicate.
De aceea trebuie tratate cu multă grijă, cu multă înțelepciune. Nervii nu-s buni, țipatul e îngrozitor. Nimic nu ajută decât iubirea, iertarea și rugăciunea. Pentru că noi vom muri prizonieri în familia pe care ne-am realizat-o. De aceea trebuie să facem tot ce putem ca să fim fericiți. Partea slabă este că și ceilalți fac câte ceva și uneori ne încurcă planurile, dar vom avea speranță și vom continua, pentru că Dumnezeu este cu noi. Oameni dragi, haideți să ne rugăm!